Lecția 40. Sunt binecuvântat ca fiu al lui Dumnezeu. Astăzi vom începe să afirmăm câteva din lucrurile fericite la care ești îndreptățit, dat fiind ce ești. Astăzi nu se cer intervale practice de lungă durată, dar sunt necesare intervale scurte foarte dese. Din 10 în 10 minute ar fi cel mai indicat un program de care ți se recomandă să te ții de câte ori ți este posibil. Dacă uiți, încearcă din nou. Dacă apar întreruperi de lungă durată, încearcă din nou. De câte ori îți amintești, încearcă din nou. Nu e nevoie să închizi ochii pe durata acestor intervale practice, deși s-ar putea să ți se pară mai ușor dacă îi închizi. Totuși, în cursul zilei te poți afla într-o mulțime de situații în care nu se poate să închizi ochii. Să nu sar peste niciun exercițiu din acest motiv. Poți să exersezi foarte bine în orice împrejurări, dacă vrei cu adevărat. Exercițiile de astăzi nu cer mult timp și nici efort. Repetă ideea zilei și adaugă apoi câteva atribute pe care le asociez cu starea de a fi fiul lui Dumnezeu, aplicându-ți leție. Un interval practic ar putea să constea de pildă din următoarele. Sunt binecuvântat ca fiul lui Dumnezeu. Sunt fericit, mulțumit, plin de pace și iubire. Un alt interval poate lua forma următoare. Sunt binecuvântat ca fiul lui Dumnezeu. Sunt calm, liniștit, încrezător și sigur de mine. Dacă ai la dispoziție doar un interval mai scurt, va fi suficient să îți spui că ești binecuvântat ca fiul lui Dumnezeu.